Ce părere ai că USL-ul s-a destrămat? Fii că am văzut de vedere că sunt ani din Zalău, că partidul PNL și cu USL s-a despărțit în două, fiindcă având în vedere că Crin Antonescu a mințit foarte mult oamenii și pe Ponta, și am Ponta e bucuros că s-a despărțit de PNL-ul, dar s-a împăcat cu UDMR și cu partidul PC și cu partidul al lui Nelu Coma din Zalău, care s-a pretinit și am s-a ales premier care o să fie în București. Iar având în vedere că Crin Antonescu nu o să mai fie în Parlamentul României, nici în, în București, acolo la comerților, la Camera de Comerților, că știe toată lumea cine, cine e Crin Antonescu. E un mincinos și jumătate, care a trășat orar România. Dar având în vedere că să nu mai votează PNL-ul, că nu suntem de acord, fiindcă au mințit oamenii și poporul României. Dar noi avem niște prieteni de la a mei, de la Baia Mare, pe Tonimi și pe Dragan Florin și pe Tăți Neamuri, ca să mă voteze pe mine. Că eu o să devin la ACDR Sălaj, că o să îs voluntar și eu o să fiu votat de ei, că toată lumea o să mă voteze și îi mulțumesc frumos la prietenii mei și la am un șef aici în Zalău care îl cheamă Robert și cu Mirela, care e partidul ACDR-ul. O să fiu la ședință și la, și la primarul Zalăului și am primarul, am îi pare rău că zice să despărțesc de USL-ul. Ca o să fie am USD, nu mai o să fie USL, USD, Partidul Social Democrat a României. Iar primarul, președintele Consiliului Județean, vicepreședintele Consiliului Județean din Salaj, va părăsi sala și s-a băgat, va băga pe altul. Nu știu cine o să fie vicepreședintele locului, ăsta cum cheamă, Crișan Radu. Da, și o să vedem cine o să fie. Și Marc Tiberiu o să aleagă cine o să fie vicepreședintele Consiliului Județean. Am venit primarul municipiului de la noi la centrală și o zic că vrea să ne renovăm centrala pe de nouă, dar o să vedem cu condițiile, ori minte, ori nu. Să vedem. Dar avem aici un coleg care zice că e mincinos, nu știu. Dar îmi pare rău că nu au lăsat oamenii să vândă mărțișoare, că fiindcă am întâlnit că Cipricomu și cu Viomix Datina au făcut discriminare, că poate ei s-au temut că nu vinde marfuri. Că am foarte mult o schimb, au pierdut oamenii și de-aia să plâng primarii că nu au bani. Că de ce? Că de ce nu au lăsat mărțișoarele aici să vândă, cum a fost anul trecut? Au făcut discriminare amândoi, unul și doi. Amândoi au făcut discriminare. Și nu bine ce au făcut oamenii. Că se plânge, că nu au făcut niște bani și a plătit să plătească la primărie chiria pe spațiu. Nu e corect ce au făcut. Zic, am multe opmari să se lasă, să nu facă discriminări și chestionează. No. Mi-e pare rău de oameni, dar la oameni că ce au făcut ăștia doi. No. Și îi mulțumesc frumos la Orange și la Raluca și la Ovi, vă mulțumesc frumos și o zi bună să aveți. Hai, Menzaleu! Vă mulțumesc!